Doamnelor și domnilor, vă spun bună seara și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Matinalul de Seară. Vom vorbi în următoarele 50 de minute despre educație, mai precis despre admitere la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, mai precis la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie și despre proiecte ale acestei facultăți. Alături de mine se află decanul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie, domnul profesor universitar dr. Artur Tuluș. Bună seara! Bună seara, mulțumesc mult pentru invitație. Și bine ați venit, o emisiune pe care ar fi trebuit să o facem, zic, prima emisiune cu dumneavoastră la începutul anului, dar atunci evenimentele s-au succedat, această pandemie, ați avut probleme după ce am avut eu, în sfârșit, bine așa, că putem fi acum prezenți în fața camerelor de la vedere. Așa a fost să fie, adevărul este că ne-am pregătit pentru emisiune și chiar în noaptea dinainte emisiunii am anunțat că am COVID, așa că s-a anulat, dar mă bucur că am ajuns la dumneavoastră. Da, bine ați venit. Ne aflăm acum în pragul admiterii pentru anul școlar, anul universitar, să spunem 2021-2022. Mi-e greu să spun, să văd cum au trecut anii, adică cum am ajuns deja în anul universitar 2021-2022. Încă nu am ajuns, să spunem că trecem din toamnă, dar suntem în prag. Și parcă lucrurile, mie mi s-a părut că am fost undeva suspendați în timp cu ceea ce s-a întâmplat cu această pandemie. E aceeași senzație, parcă de când sunt în universitate, pe lângă vârsta biologică, aș mai avea și eu o vârstă din asta universitară, fiindcă an de an avem două reperii importante. Primul reper e admiterea și al doilea ceremonia de absolvire a celor care termină. Chiar astăzi și mâine, la nivel de facultate, avem acel curs festiv, așa cum este el numit. În legătură cu admiterea, da, așteptăm studenții noștri și sigur sunt acolo. Chiar noi avem un motto, dacă vrei să îmbini cariera profesională cu dezvoltarea ta personală, atunci vino la Facultatea de Istorie, Filozofie și Teologie. Încă noi tocmai asta facem. Încercăm să îmbinăm ceea ce vă place cu acele abilități, competențe care să vă dea o șansă bună în viață. Încă dincolo de această specializare, de frecventarea unei facultăți, și e clar că toată lumea acum urmărește în primul rând partea financiară, dar să nu mă înțelegeți greșit că și cei care termină specializările facultății noastre pot avea o carieră și în același timp și o parte financiară rezonabilă, dacă sunt bun în ceea ce fac. Deci pe lângă această chestiune, este important să faceți ceea ce vă place. Aici este chiar important, fiindcă s-au făcut numeroase sondaje de opinie în care cei angajați și exprimau nemulțumirea față de locurile de muncă pe care le aveau la momentul respectiv. Și una dintre cauzele menționate în acele sondaje era tocmai aceea că nu făceau ceea ce le-ar fi plăcut în viață. De ce? Fiindcă s-au orientat, în fine, la momentul respectiv, după alte criterii, necombinând cumva această pasiune a lor cu o carieră profesională ulterior. Eu având mai multe pasiuni, trebuie să fac și eu o mărturisire. Întâi am încercat la Facultatea de Jurnalism la București în 90, atunci de-abia se făcuse Facultatea de Jurnalism după vechiul Ștefan Gheorghiu. Erau 50 de locuri în toată țara, nu am intrat, am fost 120, nu găsesc acum o scuză, dar la 125 pe un loc să dai și probă eliminatorie și apoi încă 3 examene, e destul de complicat. Dar n-ar trebui să... Adică cei generațiile actuale ar trebui, da, să se bucure. Să se bucure pentru că pentru ce am luptat noi, reușesc, da, ei să aibă... Fiindcă acum este mult mai simplu ca să poți să urmezi o specializare, mai ales pe cea pe care ți-o dorești, spre deosebire de generațiile noastre în care, din concurența era acerbă și în care nu prea aveai posibilitatea de a încerca mai multe în același timp. Dar una peste alta, știți, în viață, bine, și dacă reușeai ulterior, bucuria era mai mare. Da, și atunci am avut de ales între Facultatea de Litere, engleză-română, eram un
fan și rămân al limbii engleze. Și facultatea de, era în, la Universitatea Dunărea de Jos, specializarea istorie-geografie. Și mama mea fiind profesor de geografie, mă trăgea mai mult spre istorie-geografie. Dar eu fiind îndrăgostit de engleză și vrând să stăpânesc bine o limbă străină, m-am îndreptat spre litere. Deci am fost cât pe ce să... Poate că îndrept acest lucru, fiind acum doctorant la facultatea de, da, de istorie, sigur, tot cu, cu lucrare pe care o iubesc, pentru că este vorba despre sport, domeniul care mi este cel mai apropiat de suflet. Cred că plecam la egalitate și cu cinematografia. Și toate, deci până la urmă, toate sunt legate de istorie, pentru că indiferent cât de mult ai cunoaște sport, dacă nu cunoști istoria acelui sport sau dacă nu cunoști istoria cinematografiei, nu poți să trăiești numai în prezent. Asta, asta e partea faină a lucrurilor, fiindcă poți să faci istoria, istoria sportului, istoria fotbalului, istoria medicinei, istoria, nu știu, a filozofiei și așa mai departe. E o vorbă așa care circulă printre noi istorici, că cei care sting lumina suntem noi, fiindcă practic noi suntem cei ce consemnăm istoria unui... Istoricii unui, sunt, de fapt, cronicari timpurilor. Da, da. Și aici trebuie să știi să scrii cronica exact. Respectivă. Exact. Și eu am încercat, spun să-mi mobilez așa, intelectul cu perioadele istorice prin care a trecut omenirea și să știu cronologic cum au decurs lucrurile și ce lucruri importante s-au petrecut în acele perioade. Nu reușesc să acopăr tot, dar cel puțin din secolul de la începutul secolului 20 până în prezent, știu cam toate evenimentele importante care s-au petrecut și anii, și anii respectiv. Mă ajută dincolo, și memoria. E adevărat, dar dincolo de partea asta a datelor, să știți că foarte important este să înțelegi această înlănțuire logică a evenimentelor. Și de multe ori încerc studenților să le explic că nu este atât de important să reții niște date cât să asocieze acele date, fiindcă exact. altfel poți să legi evenimentele. Orice eveniment este o cauză pentru motor, e o înlănțuire, da? Cauză-efect și astfel ajungem în vremurile noastre și vedem că toate se leagă între ele. Și ar trebui să înțelegem că există legături ale evenimentelor respective. În legătură cu specializarea istoriei, dacă tot mi-ați oferit așa mingea, da. Poate meu, apropo de, da. Teza de doctorat pe care aveți, pe domeniul istorie. Vreau să vă spun că avem o echipă foarte bună de istorici și aici noastră puteți să nu puteți decât să-mi confirmați lucrul ăsta. În primul rând, chiar stăteam și mă gândeam și făceam o analiză, haideți să spunem, undeva între 40-50%, da, 40% din cadrele didactice ale universității cu doctorat în istorie sunt conducători de doctorat, adică abilitați, ceea ce spune foarte multe. De aceea, noi putem oferi la nivelul facultății noastre toate nivelele învățământului superior pe această latură a specializării istorie, și anume licență, master și doctorat. La nivel licență, clar, este istorie. La nivel de master, avem un master foarte interesant și atractiv ca titulatură. Geopolitică și interferențe sociale și culturale este europene, în care căutăm să îmbinăm cumva partea asta istorică, să spunem, cu filozofia și sociologia spațiului. Apoi, alte specializări pe care le avem, să zicem, începem cu începutul, titulatura facultății în sine este oarecum limitată, dar este tradiția noastră, fiindcă facultatea are o vechime de vreo 30 de ani, 3 decenii, și a pornit de la cele 3 specializări, istorie, filozofie și teologie. Dar între timp noi ne-am dezvoltat și pe orizontală și pe vertical, adică ne-am dezvoltat într-un mod natural și acum acoperim o paletă mai largă de specializări din aria celor discipline socio-umane. Așa că pe lângă istorie avem filozofie, avem în domeniul sociologie, specializările sociologie și resurse umane, o să vă zic pe rând, o să detaliez după aia. Cu numărul de locuri, da. În domeniul științelor politice, de fapt, relații internaționale și studii europene este specializare, dar ea este inclusă într-un domeniu mai larg al științelor politice. Apoi, înspre teologie, avem teologie ortodoxă, asistență socială și artă sacră. Aceste specializări le oferim pentru nivelul licență. La istorie avem, revenim pe locuri, cum ați menționat,
Avem 18 locuri la buget în acest an pentru istorie. Apoi, coborând către filozofie, aș putea spune că și aici avem o echipă bună, o echipă bună fiindcă ne-am format și ne-am construit de cei 30 de ani și evident că am format o echipă bună în domeniul ăsta. Și la filozofie avem 15 locuri la buget. În domeniul sociologie sunt cele două specializări, sociologie și resurse umane. Admiterea se va face pe trunchi comun, după care studenții vor merge pe cele două opțiuni. E clar că partea asta de sociologie este atractivă în prezent, fiindcă orice instituție, atât de stat cât și privată, are o componentă importantă în planul resursei umane, da? Și atunci, ca să fac și o glumă aici, stăteam și mă gândeam, cei mai importanți inspectori de resurse umane au fost Stalin, că el se ocupa cu resursa umană și astfel a ajuns și dictator, nici Ceaușescu, să știți că tot pe partea de inspector de resurse umane a fost în cadrul Partidului Muncitoresc Român, așa cum se numea în timpul lui Dej. Efectiv, e titulatura Partidului Comunist Român, așa cum revine din 1965. Din 1965, da. Dacă apoi, am preluat și Ceaușescu puterea. Da, la aceste, la domeniul sociologie avem 21 de locuri la buget. Apoi, coborând către teologie, ortodoxă, asistență socială, e clară direcția. Avem nevoie în plan social și vedem și în această perioadă a pandemiei că această latură socială, această latură filantropică este foarte importantă. Și mai mult decât atât, dacă cei care fac această specializare, dacă doresc să fie profesori de religie, pot face împreună cu ea modulul ăsta psihopedagogic și pot preda și ca profesor de religie în școli. Și aici ar trebui cumva să le mulțumesc studenților de la teologie, că ei au condus practic ostilitățile, în ghilimele de rigoare evident, în timpul pandemiei, ei fiind voluntari într-o colaborare a Arhiepiscopiei cu facultatea noastră și cu alte instituții locale, voluntari pentru ajutorarea celor familii care nu se puteau deplasa, care erau carantinate, cu alimente și cu alte lucruri necesare vieții de zi cu zi. Deci aici se vede și spiritul ecumenic și da, în același timp de a plecat către iubirea asemenilor. Când am preluat mandatul de decan, unul dintre obiectivele mele este acela de a ne transforma într-o facultate pentru comunitate, fiindcă, haideți să spunem, rolul facultății într-o universitate, rolul facultății noastre într-o universitate mare este cel de furnizor de cultură și cel ce ar putea să lege mai bine comunitatea de universitate. Și pe această direcție am și insistat foarte mult și voi insista cât timp voi avea acest mandat, evident. Apoi, ca să-mi închei la nivelul licență, mai avem și o specializare nouă în portofoliul nostru, este cea de artă sacră. Pe înțelesul celor care ne văd și ne ascultă acum, arta sacră este o îmbinare a vocației de artist, de pictor, sculptor, cu această spiritualitate ortodoxă. Adică pictor de icoane, de biserici. Am bănuit că despre asta este vorba. Cei care se ocupă cu partea asta de conservarea patrimoniului spiritual românesc și nu numai ortodox, cel tradițional mă refer, da? Patrimoniul spiritual tradițional. Astea sunt la nivel de licență și voi încă o dată voi spune locurile. La istorie avem 18 locuri la buget, la filozofie avem 15, în domeniul sociologie avem 21 de locuri, la relații internaționale avem 18 locuri la buget, la teologie ortodoxă asistență socială 18 locuri la buget și la artă sacră 10 locuri. În afară de aceste locuri la buget, evident, avem și locurile la taxă. Acum, la nivelul ciclului 2, ciclului master, da. Pe lângă acel master pe care vi l-am prezentat, geopolitică, intitulat Geopolitică și interferențe sociale și culturale este europene, care este extrem de atractiv din punctul meu de vedere și aici nu vorbesc numai în calitate de istoric. Mai avem și un master pe domeniul sociologie, spiritualitate ortodoxă și asistență socială, care continuă cumva
această latură începută la licență. Evident, nivelul superior se încheie prin studiile doctorale și aici avem istoria ca domeniu de doctorat, școală doctorală în cadrul universității noastre. Aveam o întrebare apropo de relații internaționale, pentru că ați pomenit acolo și despre sintagma studii europene. Absolvenții unei astfel de specializări ar putea lucra în diplomație? Da, e foarte, foarte bine ceea ce m-ați întrebat, fiindcă e pentru multă lume e ciudată această titulatură. De fapt, specializarea asta este una de graniță, fiindcă e formată cumva din două componente. Partea de relații internaționale se referă la momentul în care apare un sistem internațional și modul cum interacționează statele în cadrul acestui sistem internațional. Asta înseamnă, practic, relațiile dintre state din toate perspectivele, da? Și din perspectivă economică, din perspectivă politică, din perspectivă istorică, sociologică și din perspectiva dreptului. Și a doua componentă este cea de studii europene, care se referă efectiv la crearea și funcționarea Uniunii Europene. De fapt, această specializare a fost creată pentru acea eurofuncționare a Uniunii Europene și pe lângă acele instituții ale Uniunii Europene, să știți că există un aparat birocratic destul de numeros în care și noi putem, efectiv, noi românii, mă refer, putem accede. Așa că această specializare oferă, pe lângă cursuri, discipline de istorie recentă, de filozofie politică, de sociologia relațiilor internaționale, și cursuri de drept și administrație publică, de drept internațional, de economie internațională și relații economice internaționale, două limbi străine, fiindcă este important să știi pentru a deveni și pentru a putea candida pe un post de eurofuncționar, e important să știi cât mai multe limbi străine, și evident, atât la această specializare, cât și la alte specializări din facultatea noastră, am inclus un curs care mie mi se pare extrem de important, managementul proiectelor, fiindcă dacă am greșit cumva noi ca țară, este tocmai că nu am reușit să tragem cumva toți banii care ne-au fost puși la dispoziție de către Uniunea Europeană, lipsa să-i folosim, da, specialiști, da, în acest domeniu. Și încercăm într-un mod cât se poate de practic și aplicativ pentru studenții noștri să le oferim toate acele competențe necesare, deprinderi, pentru a putea ulterior, atunci când vor intra în piața muncii, să ocupe locuri cât mai bune, atât din punct de vedere a ceea ce lor le place să facă, da? Cât și din perspectivă financiară. Să înțeleg că pentru această secție va fi concurență destul de mare, vor fi mulți doritori. Eu sper să fie mulți doritori, sper să fie mulți doritori pentru toate secțiile pe care le avem, fiindcă fiecare secție are ceva plăcut, ceva ce plăcut și util în același timp. Chiar din experiența pe care o am și pe care am avut-o, eu fiind un produs practic al facultății și al specializării istoriei de aici, al universității noastre, am constatat că, dincolo de partea asta științifică, dincolo de, haide să spunem, acele cursuri și discipline, studenții noștri își dezvoltă abilitatea de comunicare. Și această abilitate de comunicare acum este foarte importantă. Și am întâlnit în foarte multe domenii ulterior, domenii profesionale mă refer, chiar diverse, plecând de la, dincolo de faptul că au ajuns profesori, au prin diverse instituții ale statului, dar și în diverse societăți private, i-am întâlnit și în mass media, i-am întâlnit și până și în bănci am întâlnit la un moment dat, erau cei ce dădeau credite, erau cei ce interacționau practic cu oamenii. De ce? Fiindcă noi le creăm aceste deprinderi de comunicare. Este foarte important să înțeleagă că, dincolo de partea de știință,
Cunosc și eu pe cineva. Se poate dezvolta și pe partea. Cunosc și eu pe cineva absolvent de jurnalism și care lucrează în bancă. Și da, cu da, mult da, succes, da. Că chiar ne zâmbește de dincolo de colega noastră, Florina, și chiar pe credite lucrează. Și jurnalismul da. Este o parte a disciplinelor sociale până la urmă. Da? Și cred că a ajutat-o. Cum a ajutat-o destul de mult, cred că și munca în televiziune, pentru că aici înveți să interacționezi cu oamenii și cu diverse tipuri de persoane. Până la urmă, sunt mai ceva decât personajele, obișnuit să spun characters, loc de persoană. Știți, colega noastră a dat din cap, asta n-aveți cum să vedeți, dar a dat din cap înseamnă că a ajutat. A ajutat-o, sigur. Da. Și o ajută în continuare și este o persoană deosebită. Dar când ați spus, imediat m-am gândit la ea și la cum te poate ajuta o facultate, chiar o specializare care aparent nu are nicio legătură cu ceea ce vei face. Da. Dar te poate ajuta... Da, fiindcă trebuie, studenții noștri trebuie să-și pună foarte clar și orice student, până la urmă, problema. Ce fac după ce termin? Sunt de acord. Dar după ce termin și trebuie să te gândești așa, în primul rând și prim ca la olimpiadă trebuie să participi. Tot timpul le spun studenților mei, măi, nu stați izolați, nu vă izolați, acum, nu stați în casă. Acum la olimpiada, la olimpiada sportivă trebuie să te califici. Da. Acum e mai complicat. Sau da. Le spun, măi, dacă ți-ascunzi cartofii sub teșghea, sau cine își ascunde cartofii sub teșghea, nu-i va vinde niciodată. Deci trebuie să participi, adică trebuie să ai noroc. Iar noroc înseamnă să fii omul potrivit la locul potrivit. Ca să fii omul potrivit la locul potrivit, trebuie să participi. E simplu, e simplu. Și pe lângă partea asta științifică, noi încercăm prin diverse alte activități să-i atragem pe studenți, să încercăm să-i facem să participe. Fiindcă tocmai de la această participare a lor ei sunt văzuți, una la mână, în al doilea rând reușesc să-și expună acele calități pe care evident că le au, da? Și în al treilea rând își dezvoltă acele competențe de comunicare, de interacțiune, care sunt foarte importante ulterior în orice activitate profesională. Fiindcă puțini sunt cei ce stau într-un laborator izolat și lucrează și cei mai mulți sunt cei ce interacționează. Mi-aduc aminte că cu ceva ani în urmă, istoricii nu erau considerați niște buni comunicatori orali. Deci ei în scris și prin ceea ce scriau, aceasta era opera lor. Adică se spunea, nu trebuie să inviți un istoric să vorbească, pentru că el îți spune în scris. Dar lucrurile s-au schimbat, lumea a evoluat și cred că un istoric trebuie să fie și un foarte bun comunicator. Istoricii nu prea erau chemați, fiindcă de multe ori contraziceau opiniile celor pe care îi chemau și atunci e mai bine să nu chem pe cineva care te contrazice decât pe cineva care scântă în strună. Avem această capacitate, calitate până la urmă de a vedea, de a descifra din trecutul pe care îl studiem prezentul și mai mult decât atât de a anticipa niște tipare de viitor, poate e mult spus, dar sesizăm niște greșeli, cel puțin eu, care sunt pe istorie contemporană, am această specializare pe partea de istorie contemporană, observăm niște greșeli care se repetă. Greșeli dacă raportăm cu perioada interbelică sau... Și mereu le spun și studenților că este important să înțelegi că un precedent creat creează un alt precedent. Și le-am dat un exemplu simplu pe care acum am bine în cap. Cum a ajuns Hitler la putere? Păi Hindenburg, care era președintele Germaniei la momentul respectiv, a încălcat în multe rânduri acea Constituție a Republicii de la Weimar, așa că în momentul în care Hitler a schimbat, l-a ajutat foarte mult, lege prin care el, ca prim-ministru, da, își asuma un regim de autoritate, un regim totalitar până la urmă, nimeni n-a reacționat, fiindcă oamenii n-au mai reacționat, au fost învățați să nu mai reacționeze față de încălcările democratice. Da. În același mod putem să vedem multe asemenea. Chiar le-aș recomanda celor care nu l-au văzut să vadă acel film despre începuturile lui Adolf Hitler, un film dedicat biografiei sale și să vadă cum a pornit și care era situația în acel moment la nivelul Europei și la nivelul
Germanie și cum a profitat, s-a dus pe acel culoar al naționalismului. Apropo de film. Adolf Hitler, care era până la urmă austriac. Da, era austriac. Păi asta a fost o chestie foarte faină, că imediat după al doilea război mondial, austriecii s-au gândit să ceară despăgubirii Germaniei, despăgubirii de război. La care germanii ar fi răspuns că luați-vă Führerul înapoi. Că era austriac, da. Cam așa e. Dar acum combinăm cumva istoria cu jurnalismul. Într-adevăr, foarte interesante sunt analizele pe care le poți face pe filme. Și la un moment dat am avut un curs cu un program masteral, cred că de la Facultatea Transfrontalieră. Și filmele mele de căpătăi sunt filmele istorice. Da, sunt exact, întotdeauna slăbice. Și am spus așa, luați filme istorice și analizați-le cât de adevărate sunt ele. Adică citesc istoria. Cât respectă adevărul. Cât respectă adevărul istoric. Și cel mai tare comentariu a fost făcut pe un film de-a lui, făcut de Sergiu Nicolaescu despre Ștefan cel Mare, în care a ajuns inclusiv la familie și mi-a prezentat arborile genealogic și mi-a zis că la nu trebuia să aibă vârsta aia. Deci a fost foarte, foarte interesantă această aplicație între istorie și partea asta de jurnalism. Da, în general, în filmele românești, foștii domnitori erau prezentați ca niște semizei. Adică nu prea aveau defecte, erau niște persoane impecabile. Da. Consecința mitizării cumva a istoriei. Noi încercăm istoricii să mergem pe calea de mijloc. Unii au încercat să demitizeze istoria, alții o mitizează excesiv, dar undeva există niște repere și aceste repere cumva ne-au fost create și în timpul regimului comunist, fiindcă până la urmă Ceaușescu a încercat să tragă acest regim comunist către partea asta naționalistă, să creeze o cale proprie a comunismului și această cale proprie era îmbinarea comunismului cu naționalismul. Și chiar să se alăture personajelor istorici. Deci, da, panteonului. Da. Deci Ceaușescu era pe aceeași linie cu Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul. Era un fel de succesor al ereditar, așa. Și chiar mă gândeam că multe din acele figuri care au fost, bineînțeles, ridicate de către această istoriografie comunistă, deasupra altora, evident, sunt și acum. Și mergem de la Decebal Burebista, că ei erau de-a noștri și că nu erau imperialiști, da, Traian nu era persoana non grata regimul comunist, mergând după aia pe la domnitorii noștri, mai ales aia care au luptat cu turcii, că și-au apărat țara. Adică Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu. Mergem ulterior și îl luăm din Revoluția de la 48, îl luăm pe Bălcescu, că a murit la timp. A murit la timp și că n-a mai intrat în partidele politice conservator liberal. Apoi Titulescu, că a fost prieten cu Uniunea Sovietică. Știți bine că el era... Cuza, eroul Unirii. Cuza era eroul. Deși el a picat într-o situație atunci. Cuza eroul Unirii și eliminat tocmai Mișelește de aceste partide politice ulterioare. După care monarhia, evident că era înlăturată din toată discuția. Mergeam pe partea interbelică și l-aveam pe Titulescu ca militant pentru Liga Națiunilor, pentru pace. Știți că acestea erau marotele regimului. Da. Și evident, după perioada interbelică, urma personalității. Cel mai iubit fiu al poporului. Da. Apropo, credeți că această alăturare a lui Nicolae Ceaușescu marilor domnitori ai neamului românesc este și o vină a istoricilor acelor vremuri? Și a oamenilor care gândeau, care pur și simplu știau adevărul. Dar i-au inoculat faptul că e mai frumos, mai deștept decât și-ar fi imaginat vreodată și mai înțelept, să spunem. Regimul comunist a avut mai multe faze. Prima fază a fost cea mai dură. Prima fază a eliminat tot ceea ce era românesc. Din Eminescu se studia doar împărat și proletar. Ulterior, undeva prin anii 60, când ne îndepărtăm de Uniunea Sovietică, știți, celebrul manual al Roller în prima fază, care acolo e un manual al maselor, personalitățile și rolul exagerat, evident, al slavilor și al Rusiei, respectiv Uniunii Sovietice.
Ei, ulterior, în anii 60, când ne îndepărtăm ușor, ușor de Uniunea Sovietică, fără a ne rupe, niciodată nu ne-a rupt de blocul comunist, asta este realitate, au început să readucem, în prima fază toți au fost epurați, toți cei care aveau legătură cu istoria, cu trecutul, cu e o ștergere cu buretele a tot ce înseamnă perioada interbelică și tot ce înseamnă personalități interbelice. Aproape toate, să spun. Ulterior, în anii 60, încep să fie readuși acei istorici care au fost înlăturați. Evident că a existat sau au fost niște subiecte tabu. Evident că în această masă au existat și oameni care... E o formulă urâtă acum, nu aș vrea să o spun că sunt în televiziune, dar oameni care au căutat au lustruit, să urce... Să-și arate recunoștința pentru faptul. Scara socială, da, pe... Dar asta nu înseamnă că cei ce au scris istoria în anii 60, 70, 80 nu au făcut-o într-un mod, să spun, românesc. Au trebuit totuși să fie atenți la exprimări. Uneori, pentru a-și putea publica lucrările, au mai apelat la niște citate de al lui Nicolae Ceaușescu aruncate aici acolo. E acel compromis pe care ei au fost nevoiți să-l facă și eu în momentul ăsta nu-i condamn, fiindcă noi încercăm să judecăm întotdeauna trecutul prin prisma prezentului. Nu este foarte simplu să aruncăm, să generalizăm și să aruncăm piatra. Vedeți? Adică, e foarte simplu să aruncăm cum piatra. Se spune, dacă nu trăiești acel moment sau n-ai trăit acolo... Nu poți să-ți dai seama la ce presiune au fost supuși? Da, eu mi-amintesc, dumneavoastră mi-amintiți, fiindcă noi am prins, eu, comunismul când a căzut, eram în clasa 7. Eu eram mai mare și mi-aduc aminte că ascultam părinții mei undeva la țară, dar intelectuali, adică mama era profesoară de română, tatăl meu era, așa se numea pe vremea aia, contabil, economist, în fine, ascultau seara radio Europa Liber și ascultam și noi. Și eram de mici învățați să nu cumva să deschidem gura, să spunem aceste lucruri, fiindcă asta însemna că ei puteau să dispară din viața noastră. Deci știam, am fost maturizați mai devreme decât era cazul. În momentul în care comunismul a căzut, nu vreau să mi-asum acte de eroism, că eram în clasa 7 și era în decembrie, eram acasă la țară. Eu și fratele meu, care era cu 3 ani mai mic decât mine, ne-am bucurat atât de mult... Neștiind la momentul respectiv sau neavând maturitate pe care o am eu acum, ne-am bucurat de acea revoluție și de înlăturarea lui Ceaușescu. Dar cât de fericit am fost eu asta și ce am crezut multe. Eu că... Asta spune multe. Asta spune foarte multe despre acea perioadă. Evident că dacă ne uităm un pic la trecut, lumea încearcă să-și amintește numai de lucrurile bune din perioada comunistă, fără să-și le amintească pe cele mai puțin bune. Și aici ar trebui oamenii să se gândească și să pună în balanță cele două. Comentează și unii care nu știu, care s-au născut poate și după 90 unii. Pentru că nu-și dau seama ce înseamnă, ce ar fi însemnat să trăiești în acea perioadă și pur și simplu să fii privat de informații. Deci tu să nu ai acces la lumea reală. Ideologia comunistă este foarte atrăgătoare dacă nu ai trecut-o sau prin ea sau dacă nu o știi, dacă nu citești. S-a făcut la un moment dat un experiment într-o universitate, dacă nu mă înșel și sper să greșesc, eu am reținut chestiunea asta, a încercat să-i facă practic să înțeleagă ce este comunismul. Practic, fiindcă comunismul a murit din interior. Și le-a spus așa, domnule, uite, predăm unități de învățare, la sfârșit vă evaluez, vă toți facem o medie ca în comunism, da? Fiecare muncește după posibilități și primește după nevoi, că asta era formula, da? Dați toți o lucrare, facem o medie aritmetică și punem la toată lumea aceeași notă, că ăsta e comunismul. După o primă lucrare, media pe clasă a fost 8, după a doua lucrare a fost 6, după a treia lucrare a fost 4. De ce? Fiindcă cei care învățau n-au mai învățat. Că nu mai erau stimulați. Să învețe. Da. Cei care nu învățau s-au bazat pe cei care învățau. Ce au zis? Lasă că ăștia, că era bine, știi, nu învățai și aveai medie mare. Și așa a murit comunismul. Numai trebuie să înțeleagă comunismul în sine conține germenele sau conținut germenele autodistrugerii. Eu le-am dat exemplul unora
a două personalități, personalitățile care au scris Capitalul, hai să spunem Karl Marx, da, și ajutat de Engels. Da. Și am spus dacă ei, aceste principii despre care au vorbit în Capitalul, și le-au aplicat vreodată propriilor persoane, pentru că erau niște burghezi. Exact. Zic, și le-au aplicat. Deci un exemplu. Asta este paradoxul. Paradoxul este că, pe la urmă, niște burghezi au creat comunismul sau l-au gândit din punct de vedere ideologic. Și până la urmă, nici măcar gândirea lor n-a fost corectă, fiindcă, de fapt, comunismul n-a fost declanșat de proletariat. Comunismul a fost un fel de sectă și Lenin a încercat să explice acest lucru. Comunismul a zis că, doamne, muncitorii ăștia săracii care trebuiau să facă revoluția au fost corupți, au primit salarii mai mari și nu mai vor să facă revoluție. Și atunci este nevoie de o clasă de revoluționari din ăștia care să facă, să, prin dictatură, prin forță, să treacă către acel regim progresist. Adică a fost, exact, a fost trecerea imediată la totalitarism, până la urmă. Care, și de la... fapt, era blanchism, e cu totul altceva, da, decât marxism. Vreau să vă întreb ceva și despre, știu că Facultatea de Istorie, Filozofie și Sociologie. Teologie. Facultatea de Istorie, Filozofie și Sociologie. Și sociologie, și teologie, da. La un moment dat, chiar ne-am gândit anul ăsta să schimbăm cumva titulatura facultății pentru a prinde în titulatură toate componentele pe care le are acum. E foarte greu să schimbăm. Fiindcă dacă am schimba și am introduce toate aceste lucruri, ar fi o denumire, o titulatură prea lungă. Dacă am schimba și am spune Facultatea de Științe Socio-Umane, parcă ne-am pierde din tradiție și din istoria noastră până la urmă, că noi de aici am plecat, de la istorie, filozofie și teologie. Evident că în viitor vom găsi formula cea mai bună pentru toată lumea, dar facultatea noastră se numește istorie, filozofie și teologie. Știu că aveți și proiecte importante. Da, sunt două proiecte. Bine, noi încercăm în mai multe rânduri, linii de finanțare, da? Da, în paralel, încercăm, da, mai multe linii de finanțare, mai multe forme de asemenea proiecte. Avem, de exemplu, două proiecte în derulare. Primul dintre ele este un proiect de tip ROZE. De fapt, e un proiect finanțat de Banca Internațională, dacă nu mă înșel, sper să nu greșesc, dar prin intermediul statului român. Banca Europeană, nu? Da, Banca Internațională de Dezvoltare. De Dezvoltare, da. BIRD, cred că ea este. Evident, prin... Nu, e Banca Europeană de Dezvoltare, BIRD. Nu știu, BIRD, cred că Banca greșesc. Europeană de... Dar oricum, noi l-am câștigat prin minister, deci am fost un apel de proiecte. Evident că am depus tot ceea ce era necesar și l-am câștigat prin competiții. Toate proiectele se câștigă prin competiții. Adică nimeni nu ne dă nimic fără așa doar, da? Mâna întinsă care nu spune o poveste nu câștigă. Da. Povestea înseamnă acea... Să cităm din cel mai bine dintre pământe, nu? Și credeți-mă că povestea e dificil de spus. Adică orice proiect ca să-l câștigi e o competiție foarte dură, care concurența e destul de mare. Dar să revenim la proiectul ăsta de tip ROZE. E un proiect care avantajează tocmai cei din anul întâi. E un proiect pe 2 ani de zile. Acum suntem în primul an de derulare. Urmează 2021-2022, al doilea an. Este un proiect în care încearcă să prevină abandonul școlar în rândul studenților. De ce? Fiindcă și în universități s-a constatat că rata cea mai mare de abandon este undeva între anul întâi și doi. Și prin acest proiect, dincolo de partea de dotări, fiindcă avem 25% din banii care ne vin, îi folosim pentru dotări, dotările facultății și, evident, dotări care pot fi folosite și sunt folosite de către studenții noștri, dincolo de partea de dotări oferim studenților tutorat, consiliere și orientare în carieră, coaching și dezvoltare personală, ateliere de lucru, programe remediale, acolo unde iau probleme, încercăm să-i ajutăm și nu în ultimul rând, cel mai atractiv bănuiesc pentru ei, până la urmă și pentru noi, este o vizită tematică pe care o facem în țară. Anul ăsta o să mergem, fiindcă ne-au permis pandemia, nu știam exact cum o să decurcă, dar undeva la sfârșitul iulie avem o excursie tematică
de 3 nopți, 4 zile în jurul Alba Iulia, Sibiu, Cluj-Napoca, fiindcă acolo putem să îmbinăm practic toate aceste specializări ale noastre, prin acele instituții care sunt acolo. Asta este proiectul ROZE. Al doilea proiect, care este un proiect de cercetare, un proiect științific, are o latură științifică, se numește ARCTER. Este foarte, foarte util, sau va fi foarte util, pentru muzee, pentru direcțiile de cultură, pentru primării, fiindcă creează o hartă digitală a siturilor arheologice și istorice, astfel încât atunci când o primărie dă un teren pentru construcția unei case sau pentru orice alt lucru, ea pe această hartă vede exact unde perimetrul sitului. Și astfel că nu... Și în ce constă proiectul? În achiziția de echipamente pentru... Nu, este o colaborare între facultatea noastră și Politehnica din București. Practic, creăm o hartă digitală a siturilor. Siturile sunt introduse cu 120 de coordonate. Da? Și întotdeauna atunci când deschizi acea hartă interactivă, aceste situri apar evident în formele geometrice pe care... Deci partea de IT, partea electronică o realizează cei de la Politehnica din București. Partea de IT, da? O realizează cei de la Politehnica din București, iar partea de științifică, să spun, de identificare, de delimitare, codonate de GPS la situri, o facem noi. Și asta este un lucru foarte important, fiindcă întotdeauna când ai un proiect de dezvoltare urbanistică, da? Acel proiect urbanistic zonal, PUZ, da? Când ai PUZ, întotdeauna te lovești, da, tocmai de faptul că nu știi să identifici pe teren unde sunt aceste situri. Știi că le ai, dar nu știi unde sunt. Și acum, cu atât mai mult, sunteți familiarizați și cu ceea ce se întâmplă în Consiliul Local, fiind consilier local. Și... Sunt două lucruri care încerc să le separ, atâta timp cât nu sunt folosul facultății. Încerc să le separ în sensul în care eu încerc să ajut această comunitate locală, sincer, din perspectiva experienței pe care am acumulat-o, experienței profesionale, în primul rând. Spun acest lucru fiindcă simt nevoia la un moment dat să întorc comunității ceea ce comunitatea mi-a oferit. Chiar am în cap așa și am încercat și am inițiat niște discuții de a face din orașul Galați un brand Cuza, de a-i da o tentă din asta turistică, culturală, fiindcă până la urmă Galați e un oraș modern, adică nu prea avem parte de istorie veche, deși lumea se cam leagă de acel barboș, de fapt, era un avampost, da, roman aici, mai eram un barbaricum, nu prea eram în Imperiul Roman. Da. Dar zic că dacă e să se lege Galațiu de ceva ca brand, este Cuza. Că l-am avut aici, a fost Percalab de Galați și are și niște uniforme foarte frumoase, deci uniformele din timpul lui Cuza. Și atunci încercăm să facem ceva în așa fel încât să dăm Galațiului această tentă culturală care este și un motor turistic până la urmă. E domeniul meu de competență și încerc aici să ajut pe cât posibil, să strâng legăturile cu toate aceste asociații de cultură care promovează cultura locală și să facem ceva. Da, am spus că și încerc în același timp să ajut și facultatea, dar credeți-mă că nu într-un mod neortodox. Da, fiindcă prin acele parteneriate de practică pentru studenții noștri, da, noi avem în special specializările de relații internaționale și studii europene, că m-ați întrebat, pot ajunge consilieri în politică, în diplomație, că ei au cursuri de politică externă și diplomație, istoria relațiilor internaționale, analiza conflictelor internaționale și sunt multe asemenea lucruri și atunci ei se pot duce către instituțiile astea reprezentative ale unei comunități locale, către primărie, către prefectură, către Consiliul Județului Galați și pot face practica. Și avem și această componentă de resurse umane până la urmă. Da, cred că sunteți de acord cu mine că România cred că suferă la nivelul cel mai înalt la capitolul diplomație, pentru că nu cred că ne apărăm
așa cum ar trebui libertățile și ceea ce vrem să facem noi ca și țară. Nu e o discuție politică, bineînțeles, dar... Aduce un pic, știți, multă lume pune pe seama mentalității chestia asta, că noi avem acea mentalitate și a istoriei care ne-a modelat cumva capul ce se pleacă, sabia nu-l taie, să moară capra vecinului, sunt o mulțime de asemenea lucruri. Mi se pare o chestie absurdă dacă vrei să omori pe cineva, îl aduci în propria ta casă și dai foc la casă, știți? Dar la noi se mai practică și lucrurile astea. E o chestie, trebuie cumva să mai lucrăm la capitolul ăsta, dar în același timp, atenție, nu trebuie să generalizăm. E o mare greșeală. Eu am învățat din experiența asta. Orice pădure are și uscături. Dacă noi ne raportăm numai la uscături, facem o greșeală foarte mare. Dar în același timp trebuie să înțelegem că nu există numai arbori viguroși. Adică, da, eu nu suport această marotă, devenită marotă la un moment dat Uniunea Europeană, prin care ni se prezintă anumite măsuri, așa o hotărâre cei de la UE, așa trebuie să... și, până la urmă, și în cazul, e un exemplu concret, campionatul european de fotbal, Bucureștiul găzduiește meciuri. La București erau pâlcuri de spectatori, să spunem maxim 10.000, 12.000 dintr-o capacitate de 57.000 cât are Național Arena, iar în Ungaria, pe stadionul lor, Ungaria și ea membra Uniunii Europene, au fost 60.000 de spectatori. Trebuie să înțelegi că noi nu mai discutăm acum în paradigmele unui stat național. Nu mai avem România anului 1918. Gândiți-vă, hai să facem o comparație, Ionel Brătianu, care era liderul politic al României și unul dintre cele mai mari personalități politice din toate timpurile, da? Era șeful Partidului Național Liberal atunci, a plecat de la conferința de pace, în semn de protest, conferința de pace de la Paris, fiind supărat pe un tratat al minorităților, atenție, un tratat al minorităților care permitea monitorizarea de către Societatea Națiunilor, adică ONU ar fi acum, a modului cum România respectă sau nu drepturile minorităților. Deci monitorizare. Considerând că asta este o încălcare a suveranității naționale. Un Wilson va pierde alegerile, președinte american, fiindcă opoziția va arunca în luptă faptul că a părăsit teritoriul național. Un președinte american nu trebuie să-și părăsească niciodată teritoriul național. Deci asta era până atunci unul dintre, nu știu neapărat fundamente, cât stereotip, prejudecăți, nici nu știu cum să le spun, ale populației americane care mergea pe chestii de izolaționism. Dar acum trebuie să pui în cumpănă faptul că nu ai de ales și că trebuie să vezi și avantajele intrării în Uniunea Europeană. Și avantajele să văd, știți cum e? Când stai cu un copil acasă și el crește, nu se sizez. În momentul în care pleci o perioadă și te întorci, atunci spui, băi, ce a crescut, ce înalt e. Dacă noi acum am compara dezvoltarea României de acum, cu ce era acum 10 ani. Sau ce era România în 2007. Este că România s-a dezvoltat foarte mult. Și dacă, știți cum văd lucrurile astea, când vin cei care nu sunt afara Uniunii. Așa e, pentru Moldova, că... cei din Ucraina, atunci, când pătrund în România și văd, ei văd nu mai ieșisem diferențe. De foarte mult timp din țară și când în 2008 am fost plecat o perioadă mai lungă pentru că am fost întâi la Bruxelles, după aceea am plecat la Roma, la niște rude și am stat vreo 3 săptămâni plecat și mi s-a părut că eram într-o altă lume față de România, care de bea intrase în UE și de bea reușea să se... Adică mi se părea că noi eram de pe planeta Kinzaza, a fost un film rusesc. Și vreau să mai spun un lucru. Da, vă rog, și încheiem. Despre conferințe, o să mă permiteți un pic, avem două conferințe foarte, foarte importante pentru facultate și pentru universitate până la urmă. Și pentru Galați, dacă e să mergem mai departe. O primă conferință este conferința noastră tradițională, e conferința facultății, este a 7-a ediție, în care se intitulează Istorie, Cultură și Spiritualitate, Dialog și Interactivitate. Este la 7-a ediție și încercăm și avem momentan. Până acum avem parteneri din Ucraina, din Franța. Dincolo de această conferință noastră tradițională, când se va desfășura? În noiembrie.
Cealaltă conferință este în octombrie, este o primă ediție a unei conferințe francofone pe minorități și migrație. Minorități și migrație le avem de când a apărut omul, Homo sapiens, sapiens, da? În care avem parteneri din Franța și aici avem în primul rând avem centre și instituții arondate Universității din Sorbona, din Besançon, Le Havre, Lyon, avem Institutul Italian de Cultură din Napoli și o să avem și Universitatea din Yale, în Statele Unite. Celebra Universitatea Yale, da. Una dintre primele 10 universitățile. Aș vrea să o facem să fie o conferință de tradiție pentru noi și să o dezvoltăm de la an la an. Și atunci, poate cu ocazia respectivelor conferințe, poate o să mă invitați și o să vorbim un pic și despre... Cu siguranță ne vom vedea. Eu vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. A fost alături de mine domnul profesor universitar dr. Artur Tuluș, decanul Facultății de Istorie, Filozofie și Teologie, ca să-i spun denumirea corectă, așa cum apare ea în mod oficial. Și știți urarea mea dintotdeauna, la final de emisiune, să fiți iubiți de Dumnezeu. La revedere! We'll be right back.